Bă, asta nu e real. Asta nu e real. Șacalilor, ce faceți? V-a rugat pe Instagram, dacă mă urmăriți la Ronz Niculescu, ar trebui să o faceți, să-mi trimiteți pozii cu brazii dumneavoastră ca să ne uităm la ei. Deci ce am putut să primesc? Deci m-am stâlcit de rășa. No, trebuie să fac video neapărat. Să știți că nu-mi bat joc de brazii voștri, pur și simplu eu v-am rugat să-mi trimiteți brazi pe care i-ați făcut, să râdem, înțelegeți? Eu nici măcar n-am brad, dar l-am doar pe Radu. El este bradul meu de anul acesta. Așa că o să mă uit cu Radu astăzi la alt braț și o să-l întreb ce părere are. Să începem. Primul braț. Radule, ce se întâmplă? Băi, Radu, tu vezi? Ce se întâmplă? O pleca Crăciunul, bă, ce se întâmplă, bă? Zici că fiecare musafir care venea avea voie să ia o crenguță din braț să mură, dacă nu o mai rămas, ce să zic, trunchiu. O rămas baza, băi. Băi, dar nu se poate. La mai sunt podobii, bă. Ata s-a putut, Crăciunul ăsta, asta e 10 din 10, pe cuvântul meu de om, de cât din ochi e 10 din 10. Ia. Băi, o leșina, băi, paramedici, chemați unul, băi, o leșina bradul, băi, frate. Băi, Radu, leșina bradul ăsta e, ce facem? Bă, dar ce ați făcut, bă, ce s-a întâmplat, ce i-ați zis, l-ați băgat în depresie, l-ați jignit, de ce s-a lăsat așa, bă? Bă, putem spune că s-a lăsat pe tânjală bradul ăsta, pe cuvântul, băi, Radu, pe cuvântul meu, ce se întâmplă? Bă, eu mai aruncat și 2-3 ghirlande acolo, bă, săracul moare, nu mai poate să respire, eu pun și ghirlande pe el, bă. Doamne, pe cuvântul meu de om, dacă nu a crescut invers bradul ăsta, bă, băi, săracul, bă. Mamă, zici că poartă tricou XXL pe el să mor ca mine acum, să mor eu, dacă nu zici că zărbăratul ăla pe cuvântul meu, dacă nu. Uleu, dar ce poți să omorâtă-i, bă? Bă, te rog, nu te mai uita, ia o pauză mică, te rog eu că pe cuvântul meu. Bă, ăsta e ce trebuie, ăsta e de Crăciun. Bă, simt Crăciunul în sufletul meu, bă, când mă uit ăsta, pe bunii. Ia uite-l și eu pus hârtie creponată, adevărat, dacă nu, foarte bine. Bravo, dar mă mir că ține. Uite, ăsta e genul ăla skinny, știi? E skinny ăsta. Ăsta e băiatul ăla skinny care tu crezi că n-are forță și totuși te dă la scandal, bă, dar ia uite ce ține ăsta. Bă, dar... Uleu, nu se poate, bă, bă, plânge moșul, bă! Plânge moșul, Doamne ferește, dacă dă cu cadou ăla peste o creangă să rupi bradul, bă! Bă, n-are moș Crăciun ce să pun acolo, veri! Au, uite, paște fericit! Mi-a trimis poza asta. Au, ce-o... I-o pus ciubote, veri! Bă! I-o pus ciubotele lui maica mea, bă, acolo să mură, dacă nu iau ce le-o pus acolo. Rupi bradul, uite, s-o rup creanga aia de la brad. O căs direct pe calorifer că i-o pus ciubota aia. Bă, dați, bă, ciubotele jos din brad, băi. Ia uite bradul la clasa 12F. Bă, băiatule, i-o căzut steaua, steaua să jos să răsare dacă nu o căzut steaua aia. Ce ați făcut, bă? Radu, vine să vezi, uleacă. Radu, i-o căzut, băi. Ui, mi-au căzut și mie, lumina au căzut și bradul, bă, pe cuvântul meu de om. Bă, dar nu vă doare, bă, când vă bateți joc așa de brad. Dacă ai fi tu, bă, să te podobească brazii pe tine, bă, cum ar fi, te-ai simțit bine așa? Dar pe bune, gândiți-vă, oleacă, că noi suntem în locul la braz, bă. Gândiți-vă că noi suntem brazii, efectiv, că eu sunt bradul. Și mă podobesc brazii pe mine, știi? E așa, e frumos? Ia uite la aici, mi-e bine rău. Mă gândesc oare ce gândește bradul. Dacă ar putea gândi oare ce ar gândi bradul ăsta despre el. Ia uite-l, mă, pe ăsta. Băi, anul ăsta mai puțin. De la mine mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, știi cum e. Băi, știi că nu poți, trebuie să improvizezi cumva. Uite, lipit globurile cu scoși, bă, pe perete, bă, n-am văzut așa ceva în viața mea, bă. Bă, când cineva chiar își dorește Crăciunul și-l dorește, bă. E bune dacă nu, uite, o puși globuri. Bravo noua, de la clasa noua. Bravo noua, ia uite ce ați făcut, că în loc să dați banii pe brad din fondul clasei, v-ați luat și voi o pizza la școală. Și ați luat un set de ăsta de luminiții de la Jumbo, de la Dai 9 lei, de la prins azi, după Crăciun să sting. Și aia au fost, super tare, brad. Ia uite la aici, ce luminează, dar bună ideea. Bravo noua. Bă, stai, brade. Asta e definiția la dacă își dorești cu adevărat poate. Deci dacă prietenul tău, tu ca fată n-ai brad de Crăciun și prietenul tău zice că îți face cadou și chiar n-are nici el bani, putea să-ți facă asta, da? Deci dacă voia, putea. Uite-l cum o tata mea o să decupeze fiecare de asta din petul lui. Bravo. Dar este o investiție minimă și profit maxim. Foarte tare, bradu. Unde pui luminița? Asta e curios. Bă, asta nu e real. Asta nu e real. Bă, fugi Crăciunul, bă. Bă, plânge bradul ăla, bă. Plânge în colțul camerei, bă. Bă, zici că l-o pedepsim pe ăsta, bă. Bă, era... bă să chișă Radu, fiule. Bă, numai, bă, Radu, nu mai râde așa, bă. Ce crezi că el și-o dorit? El măcar are stea, bă, tu n-ai. Am 22 de ani și mă uit cu un brad la alți braz, bă, și dăm note. Radu, ce note-i dai lui ăsta?
10? A, 1, 0 de la mine. Aha, am înțeles. Bună gluma, Radu, ești foarte amuzant. Bă, dar ce? Bă, nu vine să cred. Bă, însuși faptul că cineva, însuși faptul că cineva a stat să-l facă, bă, să-l pun în colț. Și unde pui cadou, bă? Ce cadou poți? Mașinuții de la jucării, îl pui lângă. Că altfel n-ai, dacă ai luat un ca, dacă ai pus o pungă mai mare, verii, ai luat ceva, ai făcut o cumpărătură, ceva, acoperi bradul, verii. Unde l-am pus? După că auzi bradul în casă. Bă, unde am pus bradul? Bă! Și-a pus brada meu în cușcă, bă! Bă, de ce? A, că-i mâța aia acolo, veri. O, acoperu bra, să nu-l dea jos, am înțeles. O, ce cușcă e ăla la brad, bă. Bă, zici că-i cușcă de hamster, bă, a pus bradul înăuntru, nu pot să cred. Uite că iese steaua, steaua pe afară la cușcă, nu pot să cred ce văd. Oh, what the fuck? Ce-i ăsta, Radu? Bă, ce-i căcatul ăsta, bă? Radule, ești contamin... Mamă! Mamă, veri, eu stăteam, am auzit că mi-a băzâit la ureche. Veri, ce-i asta, anaconda? Ce cauți în Radu? Aaaa! Oh, shit! Bă, ce mare! Mamă, să moară dacă nu-i tata paianjen ăsta. Veri, unde s-o dus? Veri, unde s-o dus? Ma, mâncați-a sufletul tău, de ce n-am dat un pumn atunci? Bă, unde este aceasta? Deci unde-o fugit, amu? Bă, dar unde este gângania aia, că nu văd? Dar nu era gângania, ce dracu era aia? Bă, voi vă dați seama ăștia care chiar au văzut gângania aia? Și mă vedeau pe mine cum stau așa lângă ea și aproape o pupam. Sărace, cred că ați zis în comentarii acolo din numai. Tu-ți dai seama, bă? Revin la bradul ăsta și-a pus o meu cutie, cușcă, l-a băgat la închisoare. Ăsta e un brad modest. O zis că e mai bine așa, uite, l-a lăsat direct la ușă să plece, știi? O, să vină pentru Crăciun să plece. Nu înainte, nu te bobotează așa. 24, 25, 26 și chiar a plecat. Cred că, sper că așa e Crăciunul. Uite, și eu pus căciulă la semn. Eu pus soic la bradul ăsta, bă. Eu pus o nuiat și eu pus veri vâsc la brad. A, ca să pupe acolo, da. Da, așa brad împodovit, da. Vrei Radu și tu? Un ca vrei, că mi-ai adus gâzi în casă. Bă, dar ce? Bă, ce idei de braz aveți, bă. Bă, îmi place de voi că decât să n-aveți mai bine, cumva l-aveți așa, știi? Bă, bă, l-o lipi cu scoci aici la jumate pe asta, bă. Deci că podul de la Cernavod, aici la jumate s-o rupt o leacă. Bă, veri, plânge bradul ăla, stă așa, gen. Radu, te rog frumos să nu mă pui la suflet ce vezi aici. Ai eu pus și globuri totuși. Da, îi înțeleg că nu am mai avut un să pună ghirlande de alea, da? E bun și așa, beteală. Bă, stai, deci acum, deci este o chestie... A, am împodobit luminii, am înțeles, am împodobit luminițile. Super tare, bun, bun, frumos. 12 lei și braț și luminiți direct. Ce mai te complici ta? Bă, ce are asta, veri? Bradul nu țestoasă, bă. Bă, eu mă cumpărătul la țestoasă, bă. Bă, îmi pare rău că n-am numele voastre, bă. Că am salvat, am uitat să mai... Mi-ați trimis o groază, bă, de pe Insta. Nu v-am salvat numele, dar cine mi-ați trimis și vă vedeți că... Bine, mulți mi-ați trimis, mi-ați trimis o grămadă. Dar nu pot să vă pun pe toți, dar cine se recunoaște și mi-a trimis pozile astea, bravo. A, uite, eu făcut brăduș la țestoasă. Deci, dacă credeți că nu mai există umanitate, să știți că mai există. Ia uite la meu, veri. L-am potrivit cu ciorap pe ăsta. I-am pus ochelari. Fața asta de masă, așa tipic românean. Așa am și eu. Nu râd, așa am și eu clasicul ăsta cu așa. Cum să gândesc, bă, să fac așa tapet, bă. Trag un albastru, mai trag niște carouri, pun o floare de aia roz. Și am eu direct clasic, s-o dus până balcanic sus așa. L-am podobit cu ciorapi. Bine, ciorapi ăștia pe brad. Căciulă 2D direct sus așa. Deci clipită de perete, nu de brad. Super. Nu, tare rău. Dar de ce să mă cac pe mine dacă ăștia sunt cei mai tari? Eu nici măcar n-am brad, veri. Mi-aș dori să am așa ceva, pe cuvântul meu. Bă, zici că o gâdileat bradul ăla în gât. Bă, ce-ai făcut? Am făcut bradul așa, bă. Băi, Radule, vine o leacă, bă. Asta e fetiță? I-ai pus mâna pe, în locuri ascunse? Ni s-a făcut așa? Ce ai făcut la fetița asta, Radule? Ți-a zis nu mai gândi fetițele, Radu. Fii cu minte. Știu că ești la vârsta în care ai hormoni. Dar uite ce ai făcut. Ai strâmbat-o pe asta. Ai lăsat-o așa de Crăciun. Lasă-o încolo de Playboy. Ăsta nu-i Playboy, e player. Asta e bradul pentru elevi sau pentru ăștia care au bacul. Dar uite ce-și-o făcut a mea sau al meu brad direct din cărți. Asta e și pentru gagic mea la medicină. Andrada, dacă vezi asta direct, așa îți faci brad, pe cuvântul meu, dacă nu. Acolo direct cu cărțile de medicină. Pe aici. Ce aici? Capra. Nu a fost capra. Dar tare și acest brad. Improvizat. Deci, bă, ce îmi place improvizația. Bă, mie în viața asta mi-a plăcut să improvizez orice. Bă, nu mai era un braț la de... Nu mai era, ue. Nu mai era un braț la Dedema. La aia, la 2 milioane, nu mai era, ue. Erau numai scursurile alea de la 15 milioane în sus. Bă, improvizația e bună. Uite, o pus beteală. Băi, dar ce ciudat arată să împodobești cu tot o altă plantă. Cred că o făcut-o meu plângere la Dedema după ce... Când s-o văzut cu ăsta, veri.
Păi da, cred că îți plânge sufletul, vere, să pui în ficus, să împodobești ficusul, vere. Tare asta. Dar tu îți dai seama că cineva chiar a făcut asta? Da, ce tare. Zici că Janus ăla din Smite, frate, care creează un portal. Știi că am jocul la Portal 2, creează un portal jos să dă în sus. Și omul meu și-o tăia bradul și l-a lipit sus pe numai ca să facă glitch-ul ăsta. Efectiv, omul meu și-o tăia bradul numai pentru glitch-ul ăsta. Cât de tare. Bradul studentului aici. Și eu pus aici, vei referate la român, în ce eu pus aici. Vor corecta profa testul și l-a spus acolo, bra, dar ce la mișto le-a spus acolo, bă. Măcar de la făceați mai mici, oleac, bă. Și-a pus acolo referatul, veri, pentru și-a pus moara cu noroc direct pe brad, l-a pus. Dă, bă, moara jos de pe brad, bă, lași moara pe brad să cadă bradul. Puu, că pui cărzi română în bradul ăla, că plânge bradul ăla. Trici tradiția în două, nu se mai poate, veri. Dă porcăria de enigma utile ce ai mai pus tu acolo, veri. Cum să blahos fomiez bradul ăsta în halul ăsta, bă. Dar fugi sărbătoarea, veri. Bă, l-a pus pe asta, l-a pus pe, a pus această ființă să vină îmbrăcată în verde cu pantaloni negri, să aibă rădăcină ce văd, să aibă trunchi și l-a împodobit, bă. Ce, bă, i-a pus ceva în cap? Ia uite, i-a pus acolo o steluță, verde. Bă, care sunteți care ați făcut asta? Sunteți tare, uite, tot, pe cuvântul meu de om, pe cuvântul meu de om. Cum l-ați convins sau cum ați convins-o voi știți? Voi știți, pe cuvântul meu de om. I-a găsat un glob de deget, verde. I-a pus de-a cu degetele așa, joacă. Pe crenguții, mă, eu agățat, mă. N-ai cum, mă. Uite-l, veri, bă, ce au, bă, brazii voștri, mă. Bă, ce, eu le-ați lăsat în curent. Au scolioză. Băi, Radule, vină o leacă. Băi, Radule, ce-ar e brodul ăsta, mă? Bă, ce-ar e? Nu mai simte Crăciunul. Vrea să fugă de Crăciun, ce se întâmplă, veri? Ia uite-l și pe următor, ia. Ia uite-l, ia. Bă, Radule, bă, Radule, ce-au brazii ăștia, veri? Zici că stau așa, brazii ăștia, să mură dacă nu le doare gâtul, bă. Au ce fost, bă, dar fac scolioză, veri. Dar strici coloana, strici nelile la brad acolo, la crenguții. Pe cuvântul meu de om, dacă nu. Ia uite-l pe ăsta și-a pus omul meu brad de Crăciun, direct. De la din Cora, la 7 lei. Mai miroase și frumos. Ăsta miroase mai mult a iarnă decât îți miroase bradul ăla de lei tu de la Dedeva. Pe cuvântul meu de om, dacă nu. L-a găsat acolo pe perete. Dar cum îi duci mintea, bă, pe așa? Bă, Radu, ți-ar fi plăcut? Nu ți-ar fi plăcut, nu? Sincer, chiar o să-l iau pe Radu și o să-l duc lângă seamănul lui când o să îl fac daily vlog, pe bune. Bă, bă, băiatule, bă, bă, ce s-a întâmplat, bă, cu... Bă, băiatule, s-a întins bradul ăsta, o ajuns de la Bacău până la vasul lui, vere. Ce s-a întâmplat, vere? Ați luat brad pe lățime, nu pe lungime, vere? Se poate așa ceva să cumperi brad pe lățime în loc să-l iei pe lungime? Ia uite, vere, cum l-a legat cu beteala de harta României, de harta Europei, de harta lumii aici. Băi, băiatule, o legat ghirlanda. Stă bradul meu într-o beteală, bă! Bă, ia uite cum a pus... Zici că nu-ți crenge lui, vere? Băi, vere, ăsta e blestemul brazilor, bă. Când m-a luat de braț, băi, bă, da, ce supărat, bă, dar asta pare veșteșit, pare trist, băi. Deci pare că n-am mai văzut Crăciunul veri din 65 de atunci, de după Gheorghiu Dej, imediat după ăsta, așa, după ce au, de atunci, e brațul ăsta, pe bune, dacă nu, dar e supărat, bă. E prețul diferit, e la jumătate de preț dacă e pilățimi? Lasă, băi, uci, sărac, bă, s-o supăra bradul, bă. Da, cam ăștia au fost brazii voștri, mulțumesc că mi-ați trimis pe cuvântul meu de om, mulțumesc că mi-ați trimis brazii voștri pe Instagram, bă, urmări. Uitați-mă pe Instagram că mai facem chestii de-astea și mă bucur, bă, când mă ajutați, mai postez chestii de-astea și vedeți și voi că mai râdeți și pe Insta acolo. Ce să vă zic, să aveți un Crăciun frumos, mă rog, alături de familie, de cei dragi, de gagi, câta de mai, câta de gagiu, tu de munchiu, tu de toți ăștia, de mătuși, de nepoți, de care sunteți voi în familia voastră acolo, să vă strângeți exact cum o să mă strâng și eu cu familia mea și o să mâncăm, că asta înseamnă să te strângi cu cei dragi. Să vă strângeți toți alături de cei dragi și ca de fiecare dată eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bobo!